Cum ne spălăm într-o bună dimineață pe dinți? Păi nu, mă duc ea din parte. Să nu mă vadă în umilic. Cam așa se amestecă la noi culoarea. Nu avem voie nici să malaxăm cu un malaxor, nici să băgăm un ceva lemn să malaxăm. Modificări. Bună dimineața, dragii mei. Astăzi vă salut de pe un alt șantier, un nou vechi șantier al băieților. Trebuie să vin cu băieții mei ca să facem ceva aici. Din câte am înțeles, fațada asta trebuie dată toată jos și fața asta altă dată cu culoare aici. Cu culoare, nu știu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 nivele. Morgan! Asta trebuie să o dăm cu lavabil. Nu fă de-alea la mine în vlog, mă! Care, mă, eu? Am venit iar cu colegii. Uite, ca unde l-ați băgat pe ăsta meu, mă? L-a urcat sus la cucurigu. Te-a urcat la cucurigu oamenii. Păi și mai este și în spate? Eu nu fumez, tati. Eu am venit să văd unde trebuie să dăm culoare. Are asta vreo 40 de metri. Spre exemplu, aici trebuie să dăm culoare. Și aici ce că e alb, altă culoare. Adică da, albul e non-culoare, alb și negru. Dar culoare. Pe alt șantier habar nu am, dacă e să mă întrebați pe mine, chiar nu știu cum țin camera asta, țin așa frumos. Habar nu am, suntem în, nu știu, am înțeles, prin Esslingen pe undeva. N-am ajuns pe aici, nu știu, e ceva depozit. E... Da, un depozit mare, unde au oamenii sculele. Habar nu am ce se întâmplă pe aici. E prima dată când vin, cum am zis, și mergem să ne luăm sculele. O să vă fac eu, cum v-am obișnuit, timelapse-uri. Pentru că așa îmi place să fac timelapse-uri. Eu când muncesc, mai ales, spre exemplu, astăzi o să lucrez cu rola și rola stropește. Mă gândesc să-mi pun camera și aici, că am și curea de cap. Să-mi pun camera să filmez, dar dacă cumva văd că e o mică problemă, adică și stropește, nu vreau să-mi stropesc camera cu lavabil. Și dacă nu vreau să o stropesc, va trebui să găsesc soluții. Să-mi pun camera pe schelă sau ceva de genul. Pe picioarele de la schelă. Aici se mai construiește sau se deconstruiește, cred că se deconstruiește un acoperiș, se va face altul. Aici e altă schelă. Ce vrei, mă? Ce tot vrei, mă, de la viața mea? Nu vezi că abia mai stau pe picioare, adică ia, uite, are Red Bull. Dacă vrei, poți să bei și eu, nu știu ce mi-a luat, ceva nebunii de alea negre, ai verzi. Sănătate. Bem unul după altul aici, nu este coronavirus. Op, op, op. Ia că m-am bătat. Trebuie să pui mâna să mă duc să mă barberesc, să mă fac să... Așa, dar și pe aici, faci frumos. Să mă fac frumos, mă. Bun. Ne bem cafeluța, fumează oamenii o țigară, ne împarte aici șeful. Zi, șefule, unde mergem? Zi mă, crășmarule, încotro. No, bine, hai că nu te filmez. Ești așa un pic timid? No, nu-mi spui. Ce țigări fumezi? N-am dăm tu. Urâtule, îmi sparge camera dacă îl filmez prea mult. O să vă fac timelapse-ul cum v-am obișnuit, după cum v-am zis, și ne vedem pe schelă. Și în automată.
permiteți să filmez, măcar pe șantier ce puii mei. Sunt atent, trebuie să duc culoare în spate undeva. Am zis că ne găsim pe șantier, pe schelă, dar am zis băieții, mă, hai să mergem cu... Decât să purtăm, avem vreo 4, 5, 73 de miligales de lavabil. Decât să le purtăm, mai bine... Mai bine vin cu mașina și le ducem cu mașina. Dar nu crezi că eu mă bag aici? Unde? Tot drept? Unde e rigipsul? Ca și ghiolcelul faci, mă. Gata? Dau în spate? Zi-mi puii mei că n-am răbdare să tot stau în mașină. Ne vedem pe schelă. Sper că ne vedem pe schelă. Cum ne spălăm într-o bună dimineață pe dinți? Arată, așa. Sunt curat. Păi nu, mă duc ea din parc. Ți-ai dus butonul ăla. Tu pe ăsta? Păi mă duc pe tronsonul ăsta, mă. Papi, lasă pe ăla. Dar lasă că mă duc eu jos, că am capișon, Gabi n-are capișon. Hai, Gabi, aici și mă duc eu mai jos. Să coordonăm așa fetele câte un tronson. Mă duc jos, vă arăt ce am de curățat. Schela, propriu-zisă. E murdară. Deasupra mea nu are... Ziceți. N-are capișon și am zis că vine aici. Așa, de mare trebuie să facem, așa că... Spor la muncă să avem. Timelapse-ul ăsta. Încep din partea asta. Și așa mi-a aruncat destul praf pe ea. Da? Nu e cum vine. Mi-a zis Iulia, vezi că pică praf. Da, e liniște, nu am nicio problemă. Trebuie să-mi termin tronsonul ăsta. Până în capăt. Poate, deja am transpirat. Și după aia ne punem la culoare. Stai un pic. Păi nu e închisă. Tu mi-ai zis, hai cu mine, pui mine. Așa, trage de amândouă, vezi, urcă ușa. Deschide poarta, Raiul. Eu vreau să te ajut, dar nu merge. Asta e ideea aia, mă, cu senzor, cu... Dar numai că n-are curent. Vezi? Aici apeși. Te rog, mă, dă-mi frutile, dă-mi eu știu. Bine, hai că mergem să... pregătim culoarea. Ridicăm ușa să nu o stropim. Pregătim culoarea. Și... ne apucăm de lavabil. Să nu mă vadă lumini. Cam așa se amestecă la noi culoarea, lavabilul,
pentru că băieții au spus că nu avem voie nici să malaxăm cu un malaxor, nici să băgăm un ceva lemn să malaxăm. Și a pus iulica meu apă până s-a făcut găleata plină și acum trebuie turnat dintr-o găleată în alta, așa, ca să se amestece. Frumos se amestecă aici. Nu înțeleg, n-ar fi mai ok cu malaxorul, da? Dacă... Cum că vrei și tu comentarii. Cum? Vrei și tu comentarii. Da, zi, idee, comentarii, dați-le idei la oamenii ăștia. Cum... Nu nouă, că noi știm, noi băgăm malaxorul automat, am terminat în 2 secunde. Eu mă urc sus. Scrieți comentarii, voi cum malaxați lavabilul când îl... Bă, nu de la ultimul, n-ai treabă. Când puneți apă. Băi, latră, ce mă? Ce să mai arăt? Ham, ham. Ce, îți vine să latri? Ham, ham. Bă, nu știu voi ce face, nu știu ce nu face, stai, mă duc să mă cac. Da, frumos, zici tu pe video că mergi să caci. E un căcăcios ăsta. Iulian ăsta. Dacă nu se cacă, îți dă niște beșini de zici că e Cernobâl lângă tine. Bomba de Hiroshima. Astea sunt gata? Astea două? Da. Ok. Și asta e gata. Ce din aia pot pune în cealaltă? Sau uite, mă malaxez și pe asta? Da. Ok. Așa. Și când am terminat cu ele, le curățăm și uite, avem găleți. Ne urcăm pe schelă. Eu am crezut că pereții ăștia vin cu alt, dar... Mi-a zis Iuliana meu că vin tot cu... Tot cu... virgulă culoare. Așa că... Timelapse pentru voi cu lavabil. Mamă, dar ce culoare închisă. Zic, ce culoare închisă vine aici, pui mei. Și după asta mai vine în cotură. De aici dăm partea asta prima dată. După aia vom veni aici, pe partea asta, să-i dăm o tură. Vom face și acolo. Sus. Și asta doar zugrăveală. Doar zugrăveală, dragii mei. Haideți că vă pun încă pe un stâlp. Să mai, vă mai fac încă un timelapse cât mă mai ține bateria asta, că după aia o voi schimba. Și spor la muncă să avem. Prima dată vezi pervazul. O zi să-l cureți frumos, știi? Aha, și să pui bandă acolo. De asta. Supervaz, că dacă mergi cu rola pe el, da.
Zi, să nu murdărești. Ok. Poftim. Eu o să iau găleata asta ta și cât mi-ajunge sus, mi-ajunge. După aia coborâm ca să-mi fac altă găleată. Bă, dar stai să mă duc să fac un pic. Du-te, fă, ce vrei tu. Fă și tu liniștit. Păi, Iulian! Asta e tronsonul tău, eu rămân aici, mă duc în capăt. Acum era să urc și eu, dar nu știu de ce. Eu mă duc și iau de aici, din capăt. Colțul ăla, mai târziu, iau peretele și... Da, colțul ăla, sau poți să faci ceva? Colț. Pot să ajung și de pe schela aia, dar nu mă chinui acum să mă duc. Am și camera pe cap, o iau de aici, o termină până în colțul ăla și după aia o să mă duc acolo. Face să fie bine, tate. Nici nu știu dacă filmează. Cum vrei, dar nu întreba. Poate vin și băieții. Depinde dacă cumva aș termine acolo sau eu știu. Modificare. După ce am dat un pic de... Un pic. După ce am făcut partea cealaltă cu culoare. Aici o trebuie să dau cu rașpa. Mi-am pus scot și o să mai dau un pic cu rașpa până aici. Pentru că va trebui să pun unde. Aș plus cine de asta. Pentru că așa trebuie. Voi pune și aici scotch de jos în sus sau de sus în jos. Și aici iară la fel. Aici va veni colțat. Nu am timp să stau cu camera sau să mi-o pun pe cap pentru că transpir și mă deranjează. O să vin, o să îl șlefuiesc și aici. Și aici trebuie să intru puțin mai înăuntru ca să vin la nivelul betonului, la nivelul stâlpului. Dar da. Acum cu asta mă ocup, după ce am terminat tot peretele ăsta. Mamă, dar ce... Două ăste găuri. Bun, haideți că asta am vrut să vă arăt. Cum o să fac aici sus. Nu vine, am crezut că vine și aici, dar zic băieții că nu. Îl pun, îl fac pe ăsta și o să vă arăt la sfârșit cum o să arate. Că am o idee cum să-l fac, cum trebuie. Cam așa au venit colțarele astea. După ce se va trebui, eu am dat atâta pentru că trebuie să vin după aia cu decorativă, dar l-am făcut pe ăsta. L-am făcut și pe ăsta alalt. Frumos și acum îl las să se întărească, mă duc să-mi tai și să pregătesc pentru colțar, pentru că am colțarele astea. Și aici trebuie să tai, mi-am măsurat frumos, o să pun și aici bandă de sus în jos, dau cu rașpa. Și dacă se vede, e puțin mai în afară decât colțul, decât betonul. Și va trebui să dau curaj până cu asta. Până scot la nivel. Ca să pot să tai, să pun colța. Cam așa trebuie să arate. O să fac și partea cealaltă, adică asta. Dar nu am timp, acum trebuie să alerg până undeva, să le zic la colegi că plecăm undeva și ce așa e târziu și nu mai pot face nimic aici.
e ok. Aici va veni culoare și aici la fel, silicat. Am pus colțarul frumos, silicat și culoare în viitor. Am încercat să nu las dunga aia, că nu mi-a plăcut, să-l pierd puțin. L-am pierdut, pot spune, dar na, mai bine, ce să zic, eu zic că e ok. Vine culoare peste el, se va usca și ăsta și o să fie la fel. Am făcut colțul, cum am zis, sper să fie bine, nu știu. Acum ne pregătim să mergem până undeva, trebuie să aducem ceva. Băieții mai au un pic acolo pe schelă și pe ziua de azi cam atât. Voi băga și eu camera în ghiozdan și ne revedem, dragii mei, într-un nou vlog. Și oricum n-ai muncit nimic, ca toată ziua. Viitor nou vlog, da, că tu... Dar tu ai muncit, mă, tu ai dovezi, mă, bă, urâtule. Hai că am vrut să închid vlogul și văd că tu... Că tu ce? Puii mei. Hai, dovezi că ai muncit ceva? Bă, da, măcar eu am dovadă, mă. Colțare, lasă-mă în pace. Dragii mei, vă doresc o zi cât mai plăcută sau o seară cât mai plăcută, cât mai liniștită. V-am pupat.